Școala politică de vara a tineretului social-democrat, ediția 2022, a fost un eveniment care a avut în prim plan echipa. Peste 1300 de tineri social-democrați din toată România s-au reunit pentru a pune țara la cale într-un cadru amplu de socializare și brainstorming. La eveniment a fost prezentă o delegație TSD Mehedinți, din care a făcut parte și secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru. Pentru tinerii social-democrați mehedințeni, evenimentele din cadrul școlii de vară de la Costinești au reprezentat o reală oportunitate de a asista la dezbateri interesante pe teme precum problemele de mediu, digitalizarea sau fondurile europene. La eveniment a fost prezentă o delegație TSD Mehedinți, din care a făcut parte și secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru. Acesta a declarat faptul că este mândru de membrii echipei sale, iar cele trei cuvinte care îi define sunt echipă, educație și viitor, pentru că numai prin efortul tuturor generațiilor reușim să facem schimbările pe care le așteptăm cu toții. Alexandru Cojocaru îndeamnă cât mai mulți tineri să se alăture organizației TSD Mehedinți, pentru că împreună formează o echipă mai puternică. TSD Mehedinți s-a implicat în acest schimb constructiv de idei, experiențe și viitoare proiecte pentru a avea rezultatul dorit de toți, evoluție și bunăstarea societății noastre. Le-au fost alături pe lângă președintele TSD România Mihai Ghiciu și liderii de partid, Marcel Ciolacu, președinte PSD și președintele Camerei Deputaților, Gabriela Firea, prim vicepreședinte PSD și ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale. Școala de vară a fost un bun prilej de dezvoltare, a fost despre tineri, despre munca în echipă, aspirații, unitate, educație, despre planuri și viziuni de viitor, menite să îi transforme în oameni politici capabili să găsească rezolvările cele mai bune la problemele cu care se confruntă societatea românească. Cu siguranță, tinerii social-democrați mehedințeni vor participa și în viitor la astfel de evenimente și vor continua, de asemenea, campaniile umanitare în județul nostru.